Rudele în vizită-n lume.
sare și pe lini, bate vântul și te închide afară, rude în vizită nu vin. Doar deschideți poarta sufletelor voastre, n-am venit să cerem, am venit să dăm. Doar deschideți poarta sufletelor voastre, n-am venit să cerem, am venit să dăm. Dar-me și ce biocolindăm. S-angulezii munții unde veșnic meri, roditori de aur, crezi nemuritori. S-angulezii munții unde veșnic meri, roditori de aur, crezi nemuritori. Dar-me și iar dar-me flori adevărate, ca și vestea bună ce mi-o colindă. La nunta ce s-a întâmplat în cana Galilei, fosta și Iisus chemat în cana zise, fiul meu iubit, vinul mi s-a isprăvit. Zise, fiul meu iubit, vinul mi s-a isprăvit. Iar Iisus a sculat, iar Iisus a sculat și slugile. Apă-n șase.
spun că sunt, cred că, și colegii mei emoționat, pentru că primim foarte mulți colindători aici, dar colindători așa mai special, toți sunt speciali, dar speciali în ce sens? Să mă înțelegeți bine. În momentul în care întâlnești oameni care sunt păstori spirituali, și mă refer la noi toți, care reușesc să facă un quintet atât de reușit din punct de vedere al vocilor, nu știu, parcă le-au pus cineva, le-au clădit acolo, și să ne impresioneze cu colins, cel puțin două dintre ele, nu le-am mai auzit, este de-a dreptul înălțător. Vă mulțumim din suflet pentru asta, în această perioadă specială în care fiecare dintre noi ne străduim să facem mai mult bine decât facem în timpul anului. Nu, asta nu înseamnă că și reușim, dar ne străduim fiecare dintre noi, parcă reușim să ne încălzim sufletul cu aceste colinzi minunate. Vă mulțumesc în numele colegilor mei și cred că ați putea face, adică cred că aveți un grup profesionist și v-ați putea duce și mai departe. Sincer, nu vă trag la vioară, vă rog să vă credeți. Aveți niște voci așa de potrivite și așa de plăcute, încât zic eu că ar fi păcat să nu beneficieze și alții de audiția asta. Vă mulțumim din suflet. O să vă rog să veniți câteva minute până la mine în birou. Și mulțumim și noi. Și noi am format grupul în ideea de a ne colinda credincioșii noștri, fiecare în parohiile din care suntem și, bineînțeles, instituțiile de care aparținem ca o bucurie și ca o mulțumire pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Mulțumim să vă tot binecuvântate și să ne auzim și la anul mai de bine. Mulțumim să aveți sărbători fericite alături de cei dragi, alături de cei pe care îi păstoriți. Să aveți un an 2020, așa cum cu speranță spunem la fiecare început de an, mai bun decât anul care a trecut. La mulți ani, sărbători și ce faci de bineînțeles. Florile de alb, florile de alb.
faceți? A treia, două clase, nu? Da. Vă mulțumim foarte mult că nu ne-ați uitat nici în anul acesta și ați venit să ne colindați. Ați venit cu colinda voastră să ne faceți, să ne deschidem sufletul și să primim marea sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi marți seara. Eu vă doresc, în primul rând, să fiți foarte buni la școală. Asta este cel mai important lucru pentru voi. Fiecare aveți un vis, un gând, nu știu ce doriți să vă faceți când o să creșteți. Am întrebat o clasă vreo 5, mi-au spus că vreau primar. Pe ce vrei? Învățăbași. IT. Că, pentru ce vrei artist? Artist. Sau IT-ist? Artist. Pentru că IT-ist, inginer de calculatoare, pentru că vrei. Dacă o să învățați bine, fiecare dintre voi o să reușiți în viață și o să vă faceți exact ce veți dori. Și eu sunt convins că voi învățați bine și vă străduiți pentru asta. Să aveți sărbători fericite, să fiți buni la școală, să le transmiteți părinților voștri sănătate, să poată să aibă grijă de voi pentru a împlini visul acesta vostru. Iar dumneavoastră, doamnelor învățătoare, vă mulțumim că aveți grijă de copiii noștri și vă doresc sărbători fericite, liniștite și speranța unui an 2020 mai bun decât anul 2019. Pentru că ați colindat atât de frumos, mă rog să acceptați fiecare câte un cadou la ieșire din partea noastră. Și voi la fel, mulțumim! Primești cu colinda? Da!
începem cu sfârșitul. O să vă dăm ceva la ieșire. Fiecare dintre voi aveți un cadou pe care l-am pregătit aici. Vă mulțumim din suflet. Așa cum ați început voi, spunând că n-ați venit să cereți, ați venit să dați. Într-adevăr, mi-ați dat aceste colinzi minunate cu care ne-ați deschis inima spre marea sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, care este la Crăciun. Vă mulțumesc foarte mult în numele colegilor mei pentru aceasta. Eu vă doresc vouă, în primul rând, să învățați bine, pentru că asta este cel mai important lucru pentru voi. Nu există lucru mai important ca și ăsta, pentru că dacă veți învăța, fiecare veți ajunge unde veți dori. Dacă nu veți învăța, nu veți ajunge. Povestea e simplă, nu e complicată. Eu sunt convins că voi învățați toți și fiecare doriți să ajungeți ceva când veți fi mare. Și să învățați că atunci veți reuși. Să aveți sărbători fericite, să fiți toți la fel de buni la școală, că am înțeles că sunteți buni la școală, să învățați bine, să le transmiteți părinților voștri sănătate, să poată să aibă grijă de voi, dumneavoastră, doamnelor învățătoare, să fiți sănătoase, în primul rând, să puteți avea grijă de copiii ăștia noștri frumoși și să-i duceți până la încă anul ăsta și încă unul, nu? La treia sunteți. Așa? Să aveți sărbători fericite, liniștite alături de cei dragi și speranța că anul 2020 va fi mai bun ca 2019, să ne însuflețească pe toți. Sărbători fericite și liniștite, mulțumim încă o dată! Nu-i mai mare fericire nici în cer, nici pe pământ, decât să-L ai pe Domnul în suflet și în al tău gând. El ne este ziditorul, El pe lume ne-a adus și ca nimeni ne iubește, numai El, Domnul Iisus. O, de a simți aceasta și cel puțin credincios, să ne bucurăm cu toții la praznicul lui Hristos. Seara aceasta e, din toate serile, ninse de sărbători, cea mai aleasă și până în zor de zi, plină de colindători, dar de florile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt, și-al de flori.
minciuni, pe pământul păcătos, pacea Domnului Hristos. Sănătoși la primăvară, să ieșim cu pluguiară și cu oile pe lungi, bucurie pentru prunci. Lasă, Doamne, sorile, să ardă ogorile, să se deschidă mugurii, să se coacă strugurii, întăți livezile, să pască cirăzile, întăți grădinile, să zboare albinile, păstă tăți văile, să răsune doile. Pune, Doamne, pe o coare, tăt un flutură și o floare, și întraiste la săraci, tăt un măr și doi colaci. Dă-ne, Doamne, luna plină și o viață mai senină, prin păzește văile și ne îndreaptă cările. Iar nouă, pentru colindă, să ne scoată gazda închidă, merele și colăcei, ca la Cana, Galilei. Nu că noi am fi săraci și umblăm după polaci, dar noi știm că din bătrâni, așa e legea, la români, să se bucure de țar, că s-a născut împărat, ce-i aduce fericire, pace și bunăvoire. La anul și la mulți ani! O să vă pun o întrebare foarte grea acum. Voi credeți că sunteți mai buni în perioada asta ca și în cealaltă perioadă din an? Da! Da! Sigur că ideal ar fi să fim la fel de buni tot anul. Ar fi perfect, să fim tot anul buni. Numai nu ne reușește întotdeauna. Nici mie, nici vouă. Lăsând gluma la o parte, vă mulțumesc din suflet pentru că ne-ați colindat. Am constatat ceva foarte interesant și nu numai la voi, la toți cei care ne colindă. Nu știu, ați găsit undeva seturi noi de colinzi, pentru că eu foarte multe dintre ele nu le-am auzit până acum. Și vorba aia, am vreo 50 de ani și eu și am auzit multe colinzi în viața mea. Eu vă doresc, în primul rând, cel mai important lucru pentru voi este să fiți buni la carte. Știți asta, nu? Asta e cheia fericirii pentru un elev care vrea să devină ceva când să fie mare. Să fie bun la carte, pentru că atunci, sigur, va deveni ce dorește. Cei care nu au treabă cu cartea, o să fie și pentru ei un loc, dar probabil nu o să-și îndeplinească visul de a fi lucru. Nu știu ce vă doriți voi să fiți. Fiecare, sunt convins că aveți un vis. Și străduiți-vă să-l îndepliniți, pentru că aveți învățătoare foarte bune și veți avea profesori buni, deci cheia e la voi. Să aveți sărbători fericite, să transmiteți părinților voștri, care sunt cele mai importante persoane și au grijă de voi, să fie sănătoși, să vă poată în continuare susține. Dumneavoastră, doamnelor învățătoare, să fiți sănătoase, să puteți să-i duceți pe ei și pe următoarele generații înainte, să aveți parte de sărbători fericite, liniștite, alături de cei dragi și speranța unui nou an 2020 mai bun decât 2019. Pentru că ne-ați colindat așa de frumos și ne-ați făcut lumină în casă, cum spuneați voi, vă rog să acceptați de la noi la ieșire câte un mic pachetel fiecare. Sărbători fericite! Mila Domnului și am agățat pe o grindă spiritul Crăciunului. Ne-am născut într-o colindă, nu-i niciunul mai presus. Este ceasul împăcării, cum ne-a spus Domnul Iisus. Aduc pacea și lumină, aduc bradul strămoșesc, de nuci mere nu mai plină, e Crăciun și vă iubesc. În seara de moș ajun, toți copiii se adun și ascultă cu folos ce se spune de Hristos.
vino urate, pe supon cu crengi plecate, ca tu-l loc să se odihnească și pe Fiul Sfânt să-l nască. Pe la cântător târziu, prea slăvita naște-n fiu, și când naște Maica Sfântă, vin îngerii în zbor și cântă, slavă întru cei de sus și pace până la apus. Nașterea Domnului nostru, florile d'albe, noi cu toți știm cum a fost tu. Florile d'albe, în viețea dobitocească, florile d'albe, vruta Domnul să se nască. Florile d'albe, și când s-a născut Hristosul, stop.
Crăciun, de place colindar noastră. Să ne dați vreo două palme, că suntem vreo cinci cupoane. Asta-i seara de Crăciun și suntem moarte de foame. Suflă vânt pe sub cârnați, gazda ne-a tăiat cârnați. Asta-i seara de Crăciun, ca aceia ne-o ținezați. Că mi-e friga colinda, că mi s-o spart o pinca. Asta-i seara de Crăciun, tare mult nu putem sta. Să pot merea colinda până mâine dimineața. Asta-i seara de Crăciun, să-mi pot umple trăsuța. Să-mi-o văd plină cu nuci, cu poarme și mere dulci. Asta-i seara de Crăciun, acelea le plac la prunci. De nida, de nunida, la nu vom colinda. Asta-i seara de Crăciun și mai multe vom ura. Rămâi gazdă sănătoasă și găzdoaia veselasă. Asta-i seara de Crăciun, noi merem la altă casă. Asta-i seara de Crăciun, noi merem la altă casă. Nu ne lăsați să vă spunem ceva. O să deduc că sunteți supărat pe mine. Nu, domnul profesor, nu voi. Lăsăm glumă la o parte. Vă mulțumim din suflet pentru că ne-ați deschis sufletele cu un grup aproape profesionist. Și ar trebui să vă mulțumesc de mai multe ori, pentru că de-a lungul anului, la orice eveniment care are loc în oraș, și vă zic, nu din complezență că sunteți aici, vă zic din tot sufletul meu, este frumos, este mai frumos, mult mai frumos, nu știu dacă ați fost în Zalău vreodată, n-ați apucat că sunteți aici la astea noastre, dar în Zalău sau în alte orașe este destul de sec, defilează soldați, o plecați și la revedere. Pe când prezența voastră acolo întotdeauna colorează evenimentul, indiferent că este ziua armatei, că este 1 decembrie sau ziua eroilor. Și pentru asta eu vă mulțumesc foarte mult. Știu că este un efort pentru voi, dar cunoscându-l pe domnul profesor Albu, de când eram și eu elev, că l-am prins și eu, el știu că dânsul este foarte simpatic și eu am, elevii merg cu plăcere împreună cu dânsul și sunt convins că asta face și voi. Mă gândesc că nu vă duce nimeni cu bota. Adică nu vă obligă nimeni, ci mergeți cu plăcere. Și faptul că vă cultivați vocea, și învățați multe cântece patriotice, este important. O să vă amintiți cu plăcere de momentele astea de-a lungul vieții voastre. Vă doresc din tot sufletul să, în primul rând, să aveți rezultatele care care le doriți, adică foarte bune la învățătură, pentru că asta e cheia succesului, să aveți rezultate foarte bune la tot ceea ce faceți, zbor sau tot ce faceți voi. Și sărbători fericite și luminate, transmiteți părinților voștri să fie sănătoși în primul rând și să poată să vă ducă mai departe. Domnule profesor, mulțumim din suflet pentru astăzi, pentru ieri, pentru alaltă ieri, pentru fiecare zi. Știu că e foarte ușor să zici mulțumesc și gata, ai scăpat, dar noi vă spunem mulțumesc din suflet, pentru că țineți partea asta vie, ceea ce e extrem de important. Pentru noi, ca și Șimleaua. Aveți câte un mic cadou de la noi, vă rog să-l primiți. Primiți cu steama. Primim. O, ce veselicuță, îmbifai-mi seara-tă, ce-astă s-a născut, ce-a început, cum au zis prorocii, ce-astă s-a născut, ce-a început, cum au zis prorocii. Care o, de unde veniți? Pe unde călătoriți? De cine întrebați? Pe cine căutați? Noi, împărat, am venit, domn.
tomba de la răsărit. Am venit și am aflat, spre noul împărat. Am venit să ne închinăm frumoase și tare să dăm. Ca un semn de bucurie, am smirnă și de mâini de pomenire să fie. O, cu grandiță zvintită ce-a venit tocmai de la răsărit. Restarnați tu mare ca să faci din tristare. După stea ceva cumva și la mine v-am dus. Dar mine aveți tristare de ascuțitul paloșoare. Ce-ar putea să figureze capul jos să-l viroteze. Lăsați-te, împărate, dar nu avem întristare de ascuțitul paloșoare. Ce-ar putea să figureze capul jos să-l viroteze. Să spune cu adevărat lucrul ce mi s-a întâmplat. Că aici a răsărit, n-o să mi s-a evit. După care am pornit nașterea să-l găsim. Dar ce naștere ar putea să fie într-a mea împărăție? În știre n-am aflat, nici în scripii mi s-a dat. Ar trebui să vă dau o poruncă să vă pun pe toți la muncă. O fira de ce gândești? De muncă ne pomeni. De muncă ne vei da, vom încărca porunca ta. Având de Dumnezeu credință și una noastră biruință, chiar apărător de o fi, chiar dacă vom muri, ca și eu cu aceștia doi, suntem gata de război. Și ceva cine vei face și nouă ne va place, acum te roșești pe fața pământului. Înălțate, să treci cu sănătate. Dar tu nu știi ca să vestezi cei trei crai de la răsărit. Astronomul Baltezar, Melchior și cu Gașpar. Aducând lui Hristos în dar, au smirnă și tămâie de pomenire să-i fie. Înălțate, să trăiești cu sănătate, dar să nu crezi că mi-e frică de a ta inimă mică. Liftărea, fiară turbat, puterea de sus te bată. Căci tu chemi împărăția și-l ucizi pe Mesia. Nu te atent că te vor bate, ale tale mari păcate. Căci eu cu ale mele toate, prin blestemțile vă scoate. Voi porunce la planeți și la cei mai mari comeți. Ca tu le fulgeri să trăsnească împărăția, să se nimicească. Văd că sunteți cai vestiți, cum pe numă vorbiți și cu ce dar răzăriți? Eu Melchior mă numesc, eu Melchior mă numesc, cu aur întăruiesc, cu aur întăruiesc. Dar tu nu te vrednicesc, să spui ce cai mare ești, cum pe numă te numești și cu ce dar răzăriți? Numele meu e Gașpar, numele meu e Gașpar, prin iaduc în dar, prin iaduc în dar. Dar tu ce de răușeți, am venit nu să vorbesc, să spui ce cai mare ești, cum pe numă te numești cu ce dar răzăriți? Eu Baltezar mă numesc, eu Baltezar mă numesc, iută-mă, iertăruiesc, iută-mă, iertăruiesc. Dar tu nu te rește să spui ce crea mărești, cum pe nume te numești cu ce dar dorești? Eu sunt irod împărat și pe calul mă trecă, cu piciorul cu s-a dat, tot pământul s-a putrimulat. Dar vă muște pământene din unghi răsăriteni, mai bine să piriți decât ăsta să rugiți. Împărăția să nu ia urgitul de mâncare. Păiere, tăiere, grafie, decât o tăiere mai bine o cântare, să mă rugiți. Mărire lungeste, lasă, toate stelele de zasă, s-a întrebat cerul și pământul și se laudă cuvântul. Într-un cer de supărire, la Dumnezeu să ne fie, acum până pe ție. Craiu, plecați cu bine și că veți afla ceva, mai veni și pe la mine. Veniți astăzi credincios să-i saltăm, de nașterea lui Hristos să ne bucurăm, că astăzi în Biflaim s-a născut, după cum au zis prorocii, mai de demult. Seara aceasta e din toate serii.
Deci, vă mulțumim că și în acest an nu ne-ați uitat. Pe mine m-ați coborât în copilărie cu Steaua, că umblam și eu cu Steaua. Vreo 4 ani în Bătăcină am fost. Și îmi amintesc exact textul, adică mi-l reamintiți voi. Ați cântat niște colinde extraordinare, foarte emoționante. Vis-a-vis de ultima colindă cu Lerul Iler, vă mărturisesc că n-am reușit să o rețin nici eu, deși am auzit-o de multe ori. Deci nu e o rușine dacă cumva îți scapă vreun vers. Foarte frumos, aveți voci foarte frumoase și cu ele ne aduceți și pe noi în fața marii sărbători. Știți ce se întâmplă la Crăciun, nu? Ce sărbătoare? Nașterea lui Iisus Hristos. Deci ne aduce și pe noi cu sufletul în această sărbătoare. Și pentru asta vă mulțumim. Să aveți sărbători fericite, să fiți sănătoși. Doamnelor profesoare, să fiți sănătoase, să puteți să aveți grijă de ei, să aveți sărbători fericite alături de cei dragi și speranța unui an 2020 mai bun ca 2019, așa cum începem în fiecare an. Mulțumim foarte mult! Pentru că ne-ați coordinat așa de frumos, vă rog să luați din partea colegilor câte un cadou la ieșire. Vreau să vă doresc din suflet să aveți sărbători fericite. În primul rând să fiți sănătoși, că asta e cel mai important. Să aveți sărbători fericite și să așa mergem de fiecare dată, la fiecare sfârșit de an cu speranță, ca anul viitor să fie mai bun ca și ăsta. Să fiți sănătoși și să vă bucurați de cei dragi. Da. Atunci puteți să începeți. Onorați gazdă de casă, viță de persoană aleasă, sunt trimis ca vestitor de la nostru poruncitor. Dacă dumneavoastră binevoiți, colinda noastră s-o primiți. Primiți colinda! Primim! Deschide ușa creștine!
S-a șterg gazdă cu tăche masa rodilor bugăte, că zilele de ajuns și în casă la un bun. Sărbători fericite să aveți! Mulțumesc din suflet pentru că și în acest an ne-ați deschis sufletul cu aceste colinzi minunate. Acum o să vă spun ceva, să nu considerați că vă spun pentru că sunteți aici voi și noi numai. Am tot respectul pentru toate structurile din Ministerul de Interne și din Ministerul Apărării, dar cu siguranță voi sunteți cel mai bine organizați. Începând de la tehnică și terminând cu toate acțiunile care le aveți în timpul anului, văd că sunteți foarte bine organizați și în spectrul acesta spiritual. Adică veniți și colindați și nu uitați niciodată că prin tradițiile pe care noi românii le-am avut, suntem un pas în fața altor popoare. Sigur că este frumos Crăciunul peste tot în lume, dar cu siguranță la noi este cel mai frumos. Vreau să vă mulțumesc din suflet în numele colegilor mei pentru aceste colinzi și urări minunate pe care ni le-ați adresat. Să vă doresc din suflet să, unul, să aveți cât mai puține acțiuni și la cele care le veți avea să le îndepliniți cu succes, nu în ultimul rând, să aveți sărbători fericite alături de cei dragi vouă și ne exprimăm, evident, speranța, așa cum o facem de fiecare dată, la fiecare sfârșit de an, că anul 2020 va fi mai bun decât anul 2019. Încă o dată vă mulțumesc, o să vă rog să acceptați să vă faceți o poză cu mine, să vă stric media de vârstă.